Dr. Maximos Arachopoulos, secretarul general al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de teologul Ionuț Vulpescu și academicianul Răzvan Teodorescu, au lansat la Palatul Parlamentului volumul Sfânta Sofia, Bisericile Înțelepciunului Dumnezeu în lume. Cu prilejul acestui eveniment, preafericitul părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj prin care salută noua apariție editorială. Lansarea albumului Biserica Sfânta Sofia, Bisericile Înțelepciunului Dumnezeu în lume, ne oferă posibilitatea de a studia mai atent și aprecia istoria și valoarea spațiului sacru, pentru că sfințirea unui lăcaș de cult transformă un dar al oamenilor pentru Dumnezeu într-un dar oferit de Sfânta Treime oamenilor. Când se sfințește o biserică, oamenii oferă lui Dumnezeu bunuri pământești, materiale, iar Dumnezeu le oferă oamenilor bunuri cerești spirituale. Să urmărim reportajul semnat Răzvan Bucuroiu. ...37 de ipostaze ale înțelepciunii divine care au luat forma unor biserici ortodoxe. 37 de reprezentări arhitecturale ale Sfintei Sofia, pornind de la matricea stilistică și liturgică a tuturor bisericilor, ridicată mai întâi în Constantinopole, multiplicată mai apoi în țările Europei creștine. Despre aceste lucruri, dar mai ales despre samavolnicia de a transforma Sfânta Sofia în moschee, s-a vorbit la Palatul Parlamentului joi 8 decembrie. Avem bucuria să lansăm astăzi o carte esențială pentru misiunea și eforturile noastre în cadrul acestei organizații, anume promovarea valorilor credinței. De această dată veți vedea prin elogierea modelului eclezial al Bisericii Sfânta Sofia. Ideea dumneavoastră de a pune, de fapt, Sfânta Sofia, înțelepciunea divină, la temeiul activităților în cadrul ortodoxiei, întâi în cadrul, să spunem, credinței de răsărit și mai apoi a ortodoxiei, este o idee remarcabilă. Într-o climă însă de fanatism religios, acum 2 ani Sfânta Sofia a fost din nou transformată în templu musulman. Și asta în pofida faptului că această clădire se află în catalogul, în lista monumentelor UNESCO. Și s-a întâmplat și împotriva reacției foarte virulente a lumii europene. Cu această ocazie am aflat despre rolul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei ca factor de agregare a sentimentului și perspectivei răsăritene în parlamentele lumii, fapt esențial în ziua de azi, dominată de spiritul secularist.